Domnule președinte, stimați colegi, membrii semnatari al acestei moțiuni, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a veni aici să arăt dezastru care l-ați lăsat la Ministerul Agriculturii și modul în care ați compromis agricultura României pe termen lung. Timp de 22 de ani ați impus agriculturii românești modelul statelor subdezvoltate. Ați adus-o la contraperformanța de a exporta materie primă, implicit subvenții și să importăm masiv produse procesate cu valoare adăugată mare. Afirmația potrivit căreia România a redevenit grânarul Europei este una total mincinoasă și nu se bazează pe nimic. Guvernul renunță la aceste politici de doi bani și își propune ca România să redevină hambarul Europei. Faptul că producțiile au fost mari s-a datorat exclusiv investițiilor și muncii fermierilor, condițiilor climatice favorabile și nu guvernului PSD. Rezultatul politicilor PSD-iste la agricultură este reprezentat de dinamica balanței comerciale. În 3 ani de zile ați adus România la un deficit comercial de 1,2 miliarde de euro referitor la produsele agroalimentare. Într-o țară care se mândrește cu producțiile record de grâu, produsele de brutărie, patiserie și biscuiți au ajuns în ultimii ani să ocupe locul 2 în topul importurilor agroalimentare. 370 de milioane de euro. După carnea de porc, 630 de milioane de euro pe care o achiziționăm masiv din Spania și alte state membre. Destinația de livrare a porumbului românesc. Datorită moldului bolnăvicios în care ați păstorit voi agricultura românească, România pierde anual 1 miliard de euro. Au câștigat exportatorii de cereale și animale vii, au câștigat importatorii de alimente procesate și au pierdut românii. Asta este performanța voastră guvernamentală în agricultura românească. Zootehnizarea agriculturii a fost o altă afirmație demagogică a voastră, deoarece cifrele reprezintă contrariu. Exportăm peste 160 de milioane de tone de soia, pentru care s-a plătit sprijin cuplat și importăm șrot de soia 875.000 de tone pentru a putea ca fermierii să obțină puțină producție zootehnică de care mai dispune România. Asta este responsabilitatea de care ați dat dovadă. România, campioană europeană la fonduri europene, guvernul PSD a acordat subvenții agricole la timp și integral. Deși acum România traversează o perioadă dificilă, în primele 4 luni ale anului, dacă vă uitați pe cifre, tot pe cifre oficiale, nivelul absorbției fondurilor europene s-a situat la cel mai înalt nivel comparativ cu anii anteriori. În primele 4 luni ale anului 2020, plățile efective pentru fermieri s-au ridicat la 211 milioane euro față de 136 milioane euro în aceeași perioadă a anului 2019. Pentru implementarea actualului program european, PNDR 2014-2020, am corectat strategiile păguboase a guvernării PSD care au generat risipirea alocărilor europene și de la bugetul național fără a constitui o valoare adăugată certă pentru România. Conducerea AFIR, Agenția Etalon a României, responsabilă cu aducerea în țară peste 8 miliarde de euro. Vorbiți de absorbția fondurilor europene din agricultură? Ați pus un milițian șef la AFIR, care a dus la rândul lui încă vreo 60 de milițieni și ați reușit într-un timp record de 3 ani să denaturați întreg programul național de dezvoltare rurală, adică ați dat bani mulți la clientela de casă. Ați alocat 1,6 miliarde de euro pentru 1.500 de ferme, fără să vă peste de 850.000 de ferme de familie din sistemul APIA și alte 3 milioane de ferme familiare din exteriorul sistemului. Mălaiul exportat și făina importată. Spuneați că impactul aplicării ordonanței de urgență din martie 2020 nu a fost unul benefic. Când am preluat mandatul, nu am găsit nicio bază de date din care să reasă dimensiunea și evoluția stocurilor. Din cei 700 de angajați la sediul central, MIADR nu avea nici unul angajat în departamentul de analiză și prognoze.
De la începutul crizei am luat măsura monitorizării prețurilor de piață, precum și a stocurilor la tot ceea ce înseamnă produs agricol, alimente, inputuri. Din analiza acestor stocuri am luat măsura interzicerii exporturilor pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece securitatea alimentară este esențială pentru guvernul PNL. Unii politruci au ieșit public să sancționeze măsura temporară de suspendare a exportului, iar când ați constatat că politic astfel de măsuri a fost acceptate de români, ați depus proiect de lege de interzicere a exporturilor. Când mințiți voi? Hotărâți-vă! Blocarea legumicultorilor la accesul de piață în această perioadă. Am făcut apel încă de la început către administrațiile publice locale să lase piețele deschise, pentru că sunt singurele locuri în care producătorii locali pot să-și vândă produsele, mai ales produsele de sezon, și că respectând niște măsuri impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului în aceste piețe agroalimentare, se poate face comerț civilizat. Am solicitat introducerea prin ordonanță de urgență a obligativității deschiderii piețelor, pentru că unii primari n-au vrut să facă acest lucru. Legat de platformele online realizate de către MEADR, facem precizarea că s-a dorit ca ele să fie doar modele de bune practici, pentru a identifica cele mai bune modalități de preluare a mărfii direct de la producător, precum și de a oferi sprijin producătorilor în dialogul cu marile lanțuri. Platformele au generat pe piață un efect în lanț. Sunt sute de asemenea platforme care însumează sute de mii de consumatori și agricultori. Pe aceste platforme, care există astăzi în toată țara, se vând zilnic tone de legume și alte produse, iar imaginea cu legumicultorii care își distrug produsele sunt cu siguranță imaginile din anii trecuți cu beneficiarii programului Tomata, care își distrugeau, din păcate, tomatele. Grija dumneavoastră față de legumicultori s-a ilustrat anul trecut când ați comunicat Comisiei un plafon la sprijinul cuplat vegetal de 3 ori mai mic decât în anul precedent. Am fost nevoit să corectez și această greșeală prostească a dumneavoastră, solicitând Comisiei modificarea plafonului. Legumicultorii știu exact ce ați făcut, ce grijă le-ați purtat. Nu pot fi toți păcăliți, nu pot fi toți mințiți. Domnilor, cei care au plecat, din păcate, și în această perioadă din țară, pleacă de ani de zile ca urmare a contractelor pe care le-au cu angajatorii de acolo. Mulți dintre ei alungați de politica păguboasă a PSD-ului din regiunile pârjolite de baronii voștri. Ce programe ați gândit voi pentru românii care au plecat să muncească în Europa? Ați alungat din țară peste 4 milioane de români în cei 22 de ani de guvernare, iar acum le propuneți să cultive acasă sparanghel? Guvernul PNL are în lucru o strategie de aducere acasă a diasporei, ridicând salariul net în sectorul agricol la 3.000 de lei. Anul acesta, programul Tânărul Fermier va aloca 43 de milioane de euro și va avea două componente, astfel încât 50% din această sumă, adică 20 de milioane, va fi destinată celor din diaspora. Pentru prima dată, beneficiarii acestui program vor primi și până la 50 de hectare în arendă sau concesiune. Nu le vom mai da prietenilor voștri pe redevențe ridicole. Din iunie vom implementa o schemă de sprijin pentru cei care angajează muncitori zilieri sau sezonieri. Am adoptat hotărârea Guvernului numărul 356 pe 2020 privind aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară. Ne spuneați că Comisia Europeană și-a exprimat dezacordul față de decizia României de a interzice exportul de produse alimentare, iar criza din 2008 ne-a învățat că interdicțiile la export sunt în detrimentul tuturor. Atunci, de ce PSD, prin propunerea legislativă 1226, depusă la Senat, propune interzicerea exporturilor și a schimburilor intracomunitare? Sesizați demagogia. De altfel, la începutul moțiunii, tocmai ne spuneați că a fost pusă în pericol securitatea alimentară a României. Incoerență, demagogie ieftină. Pe cine credeți că mai păcăliți, tovarăși, cu falsele voastre îngrijorări? Singura grijă pe care o aveți este buzunarul propriu și gașca. Doar MEADR decide când este oportună suspendarea exporturilor. Și am luat această decizie atunci când am considerat că este pusă în pericol securitatea alimentară, pentru că ați lăsat securitatea alimentară a României dependentă de câțiva traderi, câțiva prieteni. Blocarea programelor aflate în derulare. Altă minciună.
Am spus încă de la începutul guvernării că vom continua programele de sprijin, le vom evalua și le vom îmbunătăți, asigurând resurse financiare. Referitor la programul Tomata, pentru că guvernul PSD nu a prevăzut în 2019 resursele financiare necesare, am fost nevoiți să suplimentăm resursele financiare necesare aplicării acestei scheme cu încă 13 milioane în decembrie. La această dată se derulează programul Tomata. Domnilor, termenul limit de înregistrare este 15 mai. S-a reglementat posibilitatea depunerii cererilor de înscriere în program însoțită de copiile documentelor aferente prin mijloacele de comunicare la distanță. În acest an, în 15 mai, s-au înscris în program un număr de 17.900 de producători față de doar 15.000 de producători înscriși anul trecut, în ciclul 1. Am introdus și un registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor. Ați reușit să compromiteți și acest program. Ați forțat anul trecut angajații DAJ-urilor să plătească dosare fictive. Banii care ar fi trebuit să ajungă la legumicultorii corecți au ajuns în mare parte la șmecheri și la clientela de partid. Ce încredere poate să mai aibă un fermier corect în Ministerul Agriculturii, păstorit ani de zile de voi? 417 dosare penale sunt acum la DNA doar în județul Olt și camioane de tomate aruncate la groapă anul trecut. Pentru programul usturoiul, PNL a majorat în anul 2020 cu 60% alocarea aferentă. Avem astăzi înscriși un număr aproape triplu de beneficiari față de anul trecut, 1098 față de 409 anul trecut. Suprafața plantată este de 1153 de hectare față de doar 370 de hectare anul trecut. Referitor la revitalizarea liceelor agricole în subordinea MADR, un proiect născut mort, fără nicio viziune. Soluția este învățământul profesional și tehnic agricol dual, în parteneriat cu agenții economici, fermieri și unități de procesare, astfel încât absolvenții să capete deprinderi în meseria pe care au ales-o, care să le permită angajarea a doua zi după absolvire, iar diploma să fie acoperită de competențe reale. Referitor la programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele autohtone Bazna și Mangalița, programul instituit prin HG-ul 9 din 2018 a fost unul neserios, iar crescătorii nu l-au accesat. La propunerea asociațiilor de profil a fost aprobată prin hotărârea Guvernului 365 pe 2020 o nouă schemă privind ajutorul de minimis. Aceasta încurajează adevărații crescători de animale de reproducție din rasele Bazna și Mangalița în perioada 2020-2022. Nu așa zisul purcel gratis cu care fostul ministru se plimba prin țară în timpul evoluției peste porcine africane, contribuind masiv la răspândirea bolii. Nu orice purcel creț de pe marginea drumului prins de șoferul domnului Daia și introdus în registrul genealogic de secretarea de la DAJ face parte din rasa Mangalița, domnilor. În ceea ce privește legea 195 privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, l-ați tot ținut în Parlament. Abia acum, în 28 aprilie, ați trecut această lege, pentru că aveți majoritate. Și, bineînțeles, în acești 2 ani de zile n-ați bugetat deloc. Grija dumneavoastră pentru sectorul de creștere a porcului se rezumă la următoarele. Asta este harta pe care am găsit-o când am venit la minister, privind evoluția pestei porcine africane în România. Ați umplut țara de pestă. Ați despăgubit animale neidentificate sau identificate după moarte. Ați premiat pe cei care au contribuit la răspândirea bolii. Din această cauză nu ați primit niciun ban de la Comisie pentru despăgubiri. Noi, în ianuarie, am reușit să aducem în țară 16 milioane de euro pentru despăgubiri la pesta porcină africană, promițând Comisiei corectarea prostiilor voastre. Ce să înțeleagă țăranii și crescătorii de porci, cei care respectă legea? Ați lăsat un ordin în care ne spuneați că în gospodăria lor țăranii pot să crească maxim 5 porci. Ordin semnat în ultima zi de mandat, dar nu ați spus și n-ați făcut nimic legat de măsurile de biosecuritate și de relansare a creșterii porcului. Ați spus doar în data de 13 mai legea privind programul de susținere a activității de reproducție în sectorul avicol. A pus-o în discuție doar în data de 13 mai 2020. Se pare că unii dintre dumneavoastră și-au și pregătit proiectele pentru a accesa aceste fonduri.
La momentul venirii în minister, intenția a fost de a continua programul care sprijină fermierii crescători de ovine pentru comercializarea lânii. Am dorit să acordăm sprijin unor animale cu producții reale, nu unor sideboards, cu un produs de 24-36 de kilograme de lână pe cap și să beneficieze de sprijin responsabil și vizionar al dumneavoastră. Acest program nu numai că nu a rezolvat problema achiziționării și prelucrării lânei, dar nici măcar pe crescători nu i-a ajutat. Banii au ajuns iar la samsari, care încasau de la crescători între 300 și 400 de lei pe tonă, înregistrând fictiv în carnetul de comercializare al fermierului cantitatea de lână. Tot sprijinul a fost exportat. Tot din datele INS, în 2019, s-au exportat 7.900 de tone cu avalare de 3.500 de euro, echivalentul valorii plătite sub formă de ajutor de minimis. Și aici ați reușit să exportați subvențiile. Situația navei scufundată în portul Midia. Nava a fost autorizată sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii, tot de către DSVSA Constanța, în luna martie 2019, de unde președintele ANSVSA de atunci, domnul Geronimo Brănescu, păstorea acea direcție. Dorim să discutăm despre modul în care se încărcau vasele fără a se ține cont de respectarea condițiilor de bunăstare? Cum se dădeau crotale la sacoșe pe vremea guvernării voastre? Începând de anul acesta, vor pleca la export animale crotaliate în mod corect și respectând condițiile de bunăstare în timpul transportului. Iar proiectul de lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare animalelor vine în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar. Proiect al cărui inițiator sunt, a fost adoptat de către Comisia de Agricultură și urmează să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților. Deci asemenea anomalii nu se vor mai întâmpla, vă promit. Legea 321, ce afectează comercializarea produselor românești. Ați votat legea 28 pe 2020, care modifică legea 321 privind comercializarea produselor alimentare, lege care va intra și a intrat în vigoare pe data de 16 mai și va produce modificări majore în piață prin modificarea termenului de plată de la 7 zile la 30 de zile. Posibilitatea legală a cumpărătorului de a impune micului furnizor servicii și taxe suplimentare. Vom interveni pentru a îndrepta nedreptățile făcute de această lege. Așa vă pasă de producător, modificând termenele de plată. Spuneți-le românilor cum ați legiferat prin majoritatea de care dispuneți în Parlament împotriva intereselor producătorilor și a procesatorilor. Avem în lucru transpunerea directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, prin care ne dorim să așezăm pe picior de egalitate comercială micul producător și cumpărătorul dominant. Vom vedea dacă și această lege va fi siluită de majoritatea PSD-istă. Când am ajuns la Ministerul Agriculturii, nu am găsit niciun document care să dovedească existența măcar a unei schițe, cum spuneți dumneavoastră, a Planului Național Strategic. Asta am găsit, domnilor, asta am găsit când am ajuns la minister. Un program de 20 de miliarde nu se tratează cu o simplă schiță. Este vorba despre o analiză fundamentată care să conducă la o bună direcționare a sprijinului PAC în România pe următorii 7 ani. Am finalizat în 3 luni asemenea analiză extrem de complexă asupra situației curente din agricultura românească pentru area acoperită de acest program și l-am lansat în consultare publică. Cei care sunt interesați de adevăr, printr-un simplu search pe Google, o pot găsi publicată. Dar pentru asta trebuie să fie interesați în mod real și pentru asta trebuie cu siguranță să știe ce înseamnă o analiză SWOT. Cu toate că nu există încă un document definitiv la nivel european, chiar dacă fosta guvernare și-a fixat acest obiectiv, guvernul Orban și în speță conducerea MEADR a recuperat timpul pierdut de PSD și a trecut la acțiune pentru elaborarea programului național strategic. Se ridică întrebarea, de ce o echipă condusă cu mare dăruire și dragoste pentru agricultură nu a avut capacitatea de a coordona profesioniștii cu experiență în gestionarea programelor pentru a obține rezultatele pe care în scurt timp le-a obținut guvernarea actuală? Am trimis spre analiză la Comisia Europeană, la Direcția Generală pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene, încă de la începutul 1 martie, consultarea cu Comisia Europeană fiind obligatorie pentru realizarea programului național strategic. Vreau să menționez că un program de asemenea învergură nu este o schiță simplistă,
ci implică demersuri complexe pentru fiecare etapă în parte. În acest program național strategic trebuie să implementăm prioritățile agriculturii românești pentru următorii 7 ani. Consolidarea mediului asociativ și asociarea producătorilor mici pentru a deveni competitivi, susținerea capacităților de depozitare și procesare, susținerea zonelor cu constrângeri naturale, consolidarea fermelor familiare, o strategie de gestionare a apei, învățământul agricol și tehnic și profesional dual, promovarea reală a produselor agroalimentare românești. Nu este o schiță prin care se încurajează doar exportatorii de subvenții și care se favorizeze samsarii și vânătorii de subvenții. Este un program complex, responsabil, prin care banii dedicați agriculturii trebuie să ajungă la țăranii și fermieri autentici, la cei care lucrau pământul și creșteau animale și când nu erau subvenții, la cei care o să lucreze pământul și vor crește animale și după ce aceste subvenții nu vor mai fi. Ați vorbit de programul de refacere a Sistemului Național de Irigații. Ați continuat în aceeași notă un furt în formă subtilă, prefăcându-vă că faceți investiții. Deși trebuia să investiți 1 miliard de euro și să reabilitați 2 milioane de hectare, iată ce ați făcut. Doar anumite firme care au fost abonate la banii de investiții în irigații aveau prioritate la aceste lucrări. Ați alocat anual sume infime, 170 de milioane de lei pe an. În schimb, ați dat câte 50 de milioane de lei pe an pentru pază. Ghiciți de unde erau atât firmele de pază, cât și cele care executau lucrări și aveau exclusivitate. Din Olt și Telorman. N-ați ajutat deloc fermierii pentru a cumpăra echipamente de irigații. Ați reabilitat stații de irigare care erau deja funcționale, în loc să reparați pe cele dezafectate. Ați finalizat 7 obiective de investiții din cele 89. Este de notorietate cum tovarășul Daia, Dragnea și Dăncilă inaugurau lucrări și stații de pompare care funcționau doar în acea zi. Este plin netul și televiziunile de aceste imagini. V-ați bătut joc de oameni cu acest exercițiu de imagine de prost grus. Ce facem? Am alocat o sumă mult mai mare pentru susținerea programului în acest an, oferind apă gratuită și dând bani pentru investiții. Sigur, am redus prețul la cumpărarea megavatului de la 671 lei, așa îl cumpărați dumneavoastră prin băieții deștepți, la 276 de lei, pentru că l-am cumpărat direct ANIF-ul. Vom introduce standarde de cost, vom simplifica procedura de înscriere a firmelor de construcții, astfel încât orice firmă serioasă care dorește să participe să poată să facă lucrări în aceste investiții. Iar împreună cu Academia, cu ASAS-ul, Ministerul Mediului, gândim o strategie de gestionare a apei în România, utilizând în mod inteligent rețeaua hidrografică națională, lucrări pentru prevenirea deșertificării, de menținerea apei în sol și irigații optimizate în funcție de zonă. Repunem în funcțiune stații de pompare. La Sultana și la Făurei, stații care nu funcționau din 92 și respectiv din 2009 și care vor asigura apa pentru 75.000 de hectare. Am alocat 232 de milioane de lei și vom prioritiza în mod judicios aceste fonduri. Singura realizare notabilă a Casei Române de Comerț Agroalimentar a fost organizarea mega-evenimentului electoral Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, organizat de Centrul Expozițional Romexpo, cheltuind 7 miliarde. De fapt, ziua în care tovarășa Dăncilă și-a lansat candidatura la prezidențiale, în aplauzele funcționarilor publici aduși cu forța din toată țara. De tovarășul ministru, fermierii siroși nu au vrut să participe la această mascaradă. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul anului 2019, pentru a obține 1.000 de lei venit, Casa Unirii a cheltuit 3.700 venit. Ați încheiat contracte de închiriere a unor spații comerciale pe care nu le-ați utilizat. Sibiu, Pitești, Slatina. Ați achiziționat un depozit în Focșani, unde statul român, prin Ministerul Agriculturii, se află în ipoteza de a pierde avansul a 1 milion de euro. Banca de gene din Buzău. La acest moment este un proiect nefuncțional, fără o dotare tehnică, fără o strategie. La momentul emiterii, nu s-a ținut cont de faptul că la Suceava exista deja o bancă de gene funcțională. Iar cea din Suceava
este considerată punct focal pentru implementarea tratatului internațional, instrument global cu relevanță pentru resursele genetice vegetale, pentru alimentație și agricultură, raportând periodic activitățile specifice domeniului la Secretariatul Tratatului la Roma. Din 2012, Banca de Gene din Suceava este infrastructură critică națională și conservă colecția națională de plante medicinale și aromatice. Dacă se va găsi oportun, și aici vor spune specialiștii din domeniu și Academia, să mai facem încă, că este necesar încă o bancă de gene, cu siguranță o să o facem. În ce privește sectorul de pescuit și acvacultură, am văzut că nu sunteți interesați, pentru că aici ați făcut foarte multe coterii. În ultimii 30 de ani, de când a fost la guvernare, PSD a fost preocupat doar de privatizări de ochiate în pescărie. De ce nu întrebați locuitorii din Delta și veți afla adevărul? Cum a fost posibil ca toată Delta Dunării să fie cumpărată și concesionată doar de 10 firme? Astea au fost adevăratele preocupări. A reușit performanța istorică să absorbă în această perioadă doar 26,5 din Fondul European de Pescuit. Terenul de 10 hectare obținut de AMPA în 2007 în guvernarea liberală pentru construirea portului pescăresc la Marea Neagră este astăzi o veritabilă pădure. Bursa de pește din Tulcea a început în 2008, nici acum nu este gata. Înțelegem de ce domnul ministru Daia iubea atât de mult cormoranii. Sub conducerea sa, prin utilizarea Fondului European de Pescuit, s-au făcut plăți compensatorii de 40 de milioane de euro pentru peștele consumat de cormorani. În loc să producă politici și măsuri de creștere a investițiilor în acvacultură, au fost susținute și finanțate măsurile de plăți compensatorii, încurajând fermierii să înregistreze pierderi. Nu să producă pește. Ați subvenționat astfel creșterea cormoranului. În goana după cormoran, domnul Petre Daia a uitat că sectorul pescăresc are 150 de ferme piscicole în suprafață de 30.000 de hectare, care sunt ținute la limita legalității, pentru că nu sunt cadastrate și fermierii proprietari de active nu au contracte de concesiune. În această perioadă a explodat afacerile cu importuri de pește proaspăt, creând o concurență neloială fermierilor români și astfel România ajunge în situația să importe 90% din peștele consumat. Și acum două vorbe despre ADS, despre feuda dumneavoastră, unde domnul Daia și-a instalat omul de baltă, pe Gabriel Olteanu. De ce spunem omul de baltă? Pentru că a fost cel care gestiona balta deținută atunci când domnul Daia a achiziționat această baltă. Din 2001 și până în prezent au dispărut din patrimoniul ADS peste 800.000 de hectare. Unde? Poate ne răspunde domnul Daia. Luați în calcul, vă rog, marile jafuri cu terenurile statului și încheierea de contracte de concesiune pe nimic, între 200 și 400 kg de grâu pe hectar pe an. Toate acestea făcute în anii 2000 și 2005, când erau și secretar de stat și ministri. Ce am făcut noi? Am majorat nivelul minim al redevențelor, atât la terenurile cu destinație agricolă, cât și la terenurile neagricole. Am făcut norme interne pentru schimbul de terenuri, nefiind actualizate din 2003. Am actualizat procedurile de concesionare, identificând suprafețele de teren exploatate fără titlul valabil, abuziv. Verificăm toate contractele de concesiune cu redevență mică, ridicolă, pentru a crește această redevență. Am identificat peste 50.000 de hectare care le vom da tinerilor fermieri, nu le vom da șmecherilor. Am să închei spunând că timp de 3 ani în care v-ați ocupat de metafizica oii și ați compromis șansele agriculturii românești, nu a rămas mare lucru de pe urma acestor programe, ci doar niște vorbe. Oaia este o statuie vie, lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești o oaie. Doar cu astea au rămas agricultorii și fermierii români. Mulțumesc!